Se zice că atunci, la început, Domnul a făcut omul din lut, după chip și asemănare, și i-a mai dat și suflare. Omul se vede că are în firea sa această măiestrie de, pe parcursul existenței sale, a creat tot de ce a avut nevoie din lut. Apoi acest lut uitat de milenii în pământ apare, din întâmplare, la suprafață și iarăși, prinde viață. Firul istoriilor de astăzi a început la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Călăraș, de la niște cioburi din lut. Exponatele care au fost găsite în toamna anului 2022 în satul Nișcani. Vorbim despre vasele din perioada culturii Cuctea între pole. O anforă cucteniană. Un castronaș mai mic. Este primul vas care a fost scos la suprafață. A fost curățat și a fost lipit. De la asta. Asta este deci, primul. Nu, primul fragmente sunt acestea. Dar primul vas întregibil este acesta. Asta e unul întregibil. Da. Puți, eu țin în mână un vas care are 6.000 de ani. Să vezi și să nu crezi chiar aici așa, să vezi și să nu crezi cât de bine este păstrat. Uitați-vă și tortița asta. Aici 6.000 de ani, în urmă cineva a pus mâna. Da. Doamne, nu-mi vine să cred. Vasele însă nu au fost găsite așa cum le-am văzut în muzeu. Dar cum l-ați refăcut așa, ca un puzzle? L-am spalat. Aici l-ați spalat? Da, la muzeu l-am spalat, l-am pus, a uscat, după asta, ca pe puzzle, cum copiii noștri se joacă cu puzzle, l-am împrăștiat pe o masă și fiecare job am început de partea de jos, pentru că este, vedeți, observați că este și toate vasele se recomandă să înceapă de la partea de jos. Deci asta e ulcica pentru sarmale. Da, ulcica pentru sarmale. Era așa bucățiele. Fiecare bucățică am colecționat, am pus un pungi, am dus la Călăraș, am spalat-o și la urmă a ieșit acest vas sus frumos. Uf, țineți-o? Ei, mai întremur mâinile de emoții. Da, și așa să întoarceți urmă. Și urmă întoarceți fața, pentru că îți vede o parte este atins de foc. Iată aici se vede arsura încă mai. Ele sunt câteva fragmente, dar oricum sunt prea tare zgurificate. Una dintre ipotezele cercetătorilor susține că odată la 60-80 de ani, cucutenienii își părăseau locuințele arzându-le cu tot ce era în interior. Resturile arheologice pe care le găsim reprezintă aglomerații de lut ars. Lut ars la o temperatură foarte înaltă, uneori până la zgurificare. Zgurificarea se produce la o temperatură peste 1000 de grade. Probabil ars intenționat a fost, conform unor credințe, pentru această civilizație preistorică, care e una, cred, cea mai strălucită din preistoria Europei. Lăsând în urmă tot ca într-o capsulă a timpului, această civilizație pașnică și cea mai veche din Europa ne uimește până astăzi prin rafinamentul artistic. Și desenele astea simbolice da, pentru că spirala. Când a fost anunțat de către primar, în primul rând s-a zvâlit în ochi această ceramică, chiar dacă era murdară de glod, pentru că era timpul afară ud, dar formele, culorile s-au evidențiat dintr-o dată. E o descoperire arheologică întâmplătoare, făcută cu ocazia săpării unor șanțuri pentru sistemul de canalizare a localității. Și primarul Petru Sorici și-a dat seama că s-a descoperit un sit arheologic și a anunțat pe colegul Iacob Mândrescu și am intervenit imediat. Fiind la fața locului, din discuții cu șeful de șantier, aruncam așa câte o privire și la un moment dat am observat un ciop de ceramică, zic că i-a dat în ciobul ceala. Încă însă și muncitorii glumeau, spuneam că ați găsit ulciorul cu galben, domnul primar, zic că ăsta e mai scump și mai valoros ca un ulcior cu galben, pentru că e tricrom, e specific ceramica aceasta, adică anume culturii date. S-a observat așa desenul și am rugat foarte frumos că să staționeze tehnica, să punem pe pauză un pic lucrările pentru a ne consulta cu specialiști. Și pe baza acestei ceramici pictate, am putut stabili că e vorba de o așezare într-o fază mijlocie a complexului cultural Cuteni Tripole, care are o vechime de aproape 6.000 de ani. Situl este unul de perspectivă care necesită a fi cercetat în continuare.
splendida ceramică pictate în culori alb, negru sau roșu, are o serie de coduri culturale, astfel că vasele arse la temperaturi mari în ateliere sunt adevărate opere de artă. Unul dintre cele mai vechi simboluri este spirala, ce semnifică evoluția și denotă că suntem parte a unui întreg, a conexiunii cu Dumnezeu și energia cosmică, într-o continuă mișcare și transformare. Și acela tot e? Acesta tot este, însă... Dar real colorist fost, un pic. Nu, el este sur, dar de la para de căldură el s-a înverzit un pic. Aici deja aveți urmele de locuință. Din la Lișcani. Asta e lut ars, da? Lut ars, da. Pentru că se vede cum erau bârnele de la lemn, da? Diferite culori. Asta cum ar fi de la lămpaci, așa? Da, bătut era pus lemnul și bătut cu lut. Când lutul s-a ars, el a căzut. Și s-a dovedit a fi o locuință cu platformă de lut bine păstrată, aflată la o adâncime de aproape un metru, lungimea de aproape 8 metri și lățime de peste 5 metri și probabil judecând după straturile de lut ars care aveau amprente de bârne și scânduri pe partea de jos, probabil avea chiar și două nivele. Ca materiale arheologice am descoperit în stare fragmentară, care apoi s-au întregit, care au ajuns la Muzeul de Istorie și Etnografie din Călăraș. Râșnița găsită tot la Nișcani. Ce demonstrează că oamenii se ocupau cu agricultura. Și chiar la piatra asta mai roșcat, se vede cum... Apucau cu mâna, ca să fie ușor să prelucrez margine. Asta e râșniță din mână. Da. Reprezentanții civilizației cucuteniene aveau ca ocupații principale agricultura și creșterea animalelor și, desigur, vânătoarea. Le găseau deseori primenire și oaselor. Coarnele unui cerb care era utilizat ca plug. Ei foloseau cerbii. Da, pentru că zona de pădure îi permiteau să vâneze. Eu tare aș vrea să pun mâna, dar Mariana e foarte exigentă. Este aici un muzeograf foarte exigent și m-a avertizat, știi că eu mă bag peste tot, zici că nu-ți dau voie să pun mâna, așa că ne uităm și noi așa, dar o să pun mâna peste. Dar să vă dăm voie să puneți mâna pe această bucată de lut ars. Uitați-vă, uitați-vă frumoasă. Tot e din locuință. Da, zgonificați dacă tragem atenție, observăm segmentul de vas care lipsește la vasul cel frumos, mare. Și aici se vede foarte bine cum o bucată de perete a căzut și el a fost prins între. Niște lame de silex, tot da, acolo le-ați găsit. Toate sau nu? Sunt câteva la Călăraș descoperite și acesta de mijloc este de la Nișcani. Acela mai marișor, da, de la Nișcani. Și ele erau folosite ca cuțitașe. Cuțitașe, da. Sau ca secere. În laboratorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Călăraș se află încă multe cioburi și rămășițe istorice care își așteaptă rândul de a fi restaurate. Nu e de aici, nu așa? Este, nu, pentru că... Nu e de aici. Ia, dar nu poți fi de aici, vreau nu. Ia, uite-ți, nu e de aici? Nu, nu, nu. Nu e de aici? Nu poți fi, dar... Uitați-vă cum... Fragmentul ăsta, cum am... Fragmentul ăsta din câte bucățele. Ia, uitați, din câte bucățele. Și până la urmă, asta e partea interioară și asta e partea cealaltă. Sau farfurie cadată, fragmentul din farfurie. Asta e fragment din farfurie și îmi trebuie să te percepi că asta e farfurie. Aici parcă pare os, da? Da, este un fragment de os. Este Acesta tot este os, dar Astea tot e os? Da, a fost ars și s-a făcut calcificat, da? S-a calcificat, da. Am ținut calea unde s-a aflat așezarea civilizației cucuteni Tripolie. Vedem că tot este localitate în jur, dar undeva pe aici mai era cu 6.000 de ani în urmă altă localitate. Da, se plimbau alți oameni prin aceste locuri. În plasament și după suprafață au fost nu exclus că să fie și la vale. Ce s-o fi ales ei anume locul ăsta? Vedem în primul rând că este un pic ridicat. Este în primul rând ridicat, dar și dos. Și avem sursa de apă. A, mai în vale este sursa de apă. Și dacă mergem, uitați, jos, observă fragmente din... Oh, de lutars deja. Lutars. Ia uitați-vă aici. Două bucăți de cioburi. Aici e fântâna de canalizare, da? Da, fântâna de canalizare și acestea sunt cioburi din vase. Și noi să le luăm cu noi pentru că eu mă gândesc... Dacă sunt mai mărișoare.
să fie din complexurile noastre. Da, aici e o locuință. Aici e o locuință, iată aici e un da, așa. Noi am săpatul din perimetru de aici, am mers încoace, ca în perimetrul ăsta. Iarăși lutul ars. Ia uitați. Dacă nu a apărut ceva nou. Iarăși fragmente de ceramică. De ceramică. Ceramică. Ceramica a strâns-o mai mult. Mai mult, da. Asta se vede bârna. Unde vedeți bârna? Unde vedeți? Forma brân. Ajungând pe locul acelei localități cu cuteniene, nu te dai dus. Urmele răscolite te rotesc pe spirale înainte și înapoi. Asta e destul de mare. Ia uitați pe și de mare. Să observă, asta e piatră. Asta tot e cu scoci și rușieti, poate piatră tot... Chiar o să o iau cu noi. Tot din locuință. Deci ies că e locuință, locuință. Înseamnă că a fost un loc bun aici, dacă lumea tot, da, poate și mai încolo, mai la deal. Da, posibil și mai la deal să fie casă. Tot au ales, după principiul ăsta, așa, locurile de casă. Ia uitați-vă câte am găsit aici, vii. Câte am deja și încă acolo câte am mai pus noi jos. Așezarea cucuteni Tripolie din Mișcani avea să fie începutul locurilor cu valoare istorică din sat. Așa cum dumneavoastră acum sunteți dublu primar și peste localitatea asta tripoliană, ce hotărâri vreți să luați mai departe? Cum să o valorificați? Este, noi deja am depus niște eforturi pentru a identifica surse financiare. Ca ulterior, sursele acestea financiare să ne dea posibilitate să explorăm încă situl dat. Și de ce nu să amenajăm cu timpul o locuință de asta, așa, să o lăsăm pentru publicul larg și să o conservăm, da, să o vadă. S-o vadă și doritorii, să o includem în traseu turistic național și să dezvoltăm și noi turismul în localitate. De pe acest podiș cu cutenian se zărea și seliștea satului Nișcan, pe un alt deal. Vatra vechea satului Nișcani s-a aflat aici, pe locul unde astăzi este cimitirul. Pe alături trecea și acest drum principal, însă turcii, aflând de această localitate, adeseori erau prădați. Așa că localnicii au hotărât să se mute cu vreun kilometru și ceva mai la vale, mai spre pădure, formând mai întâi mahalaua mazililor, mai apoi și cea a țăranilor. Localitatea cu un relief aparte e înconjurată de codri și ascunse tot printre ramuri. Satul este ascuns într-o văgăună și nu se vede de pe orice deal. Dar deci se deschide priveliștea care ducea spre drumul vechi care ducea la Iași. Era un punct strategic. Înseamnă cu o potcoavă, da, satul. Partea de, în stânga noastră sunt partea măzililor, iar în partea dreaptă sunt partea țăranilor. Este un sat divizat în două sectoare diferite. Și a început de pe partea asta, a da, măzililor. A măzililor, da, pentru care că... Care e istoria cu măzile? Se spune că măzile sunt boieri de rangul 3 care și-au pierdut anumite privilegii în perioada istorică. Mai pe urmă a apărut și cealaltă mahala. Trăzeșii, care erau oameni liberi, însă cu puțin pământ. Și după cât îi spun datele istorice, măzilii le-au alocat teren în folosință pentru să-l poată prelucra. Să fac și casă acolo. Da, hotarul natural este râpa satului. Râpa, de fapt, este un afluent al râului Bâc și trece și pe la poalele vechii localități, care, prin secolele 15-18, avea câteva gospodării de mazili. Potrivit unei monografii din 1936, aceștia înălțase și o bisericuță din bârne în anul 1784. Așa cum vatra veche a satului Nișcani se afla pe costișe, mai la deal, am ajuns pe locul din vale, unde se înălța bisericuța din lemn acoperită cu șindrilă. Tot aici am găsit și una dintre cele mai vechi troițe, care stă adâncită în pământ și a rămas la suprafață doar crucea. Iată, este una dintre cele mai vechi troițe. În preajma fostei bisericuțe, abia de se întrezăresc și câteva pietre de mormânt care mai privesc la cer. Am găsit și o altă răstignire veche din piatră, căreia îi se spune troița din cimitir. Pe soclu sunt sculptate coloane sub formă de spirală,
Unul dintre cele mai vechi simboluri spirituale ale lumii. Se zice că troiețele întăresc puterea de apărare împotriva tuturor germenilor descompunerii sufletești. Astăzi, în Nișcani sunt peste 20 de troițe care înfrumusețează ambele mahalale. Vedem că acolo, la unde se începe mahalaua aceea a țăranilor, este o troieță, e simbolică, nu? Da, acolo se spune că e la poarta țării, da? Vine intra în tarea, dacă venim pe drumul Călăraș-Orhei, atunci la câțiva kilometri de drumul central este intrarea în sat. În perioada sovietică, pentru a nu fi nimicită, majoritatea răstignirilor au fost ascunse în cimitire. Una a rămas nestrămutată în Mahalaua Răzeșilor și e dintre cele mai vechi. Cele mai vechi, da. Istorie. Da. Troița dată e făcută la sugestarea unui ofițer rus în 1912 și e făcută din lemnar din satul Cunila. Rănul Călăraș, astăzi poartă altă denumire, satul Căbăiești. Troița asta are peste 100 de ani, dar peste. Ne uităm că e păstrată destul de bine. A fost restaurată în curând 30 de ani în urmă, până la căderea Imperiului Sovietic, biserica era închisă. Obiceiul înălțării troițelor a fost reluat, iar astăzi acestea luminează localitatea de la un colț la altul. În Nișcani se află vreo 20 de troițe, aceasta fiind o tradiție frumoasă de a le instala la răscruce de drum sau la izvoare. Vedem și aici una dintre ele. În față este o troiță mai nouă, iar în spatele ei, cea veche. Răstignirea se află la intersecție de drumuri și nu departe de unul dintre cele două izvoare, monumente ale naturii ocrotite de stat. Aici vine multă lume după apă cristalină. La Ceșmea am întâlnit și o nișcăneancă inimoasă. M-am găsit că faceți curățenie. Faceți așa de fiecare dată sau astăzi? Fiecare așa întâmplat? De fiecare dată? În fiecare dată când las și curat, strâng tot, mătur, spăl, iconița mai și Domnului și așa mă ajută. Dumneavoastră trăiți mai la vale? Aici. Și de când vă țineți minte, izvorul ăsta există? De când eram mică, trăim în partea cealaltă de sat, aici ea ca așa mergea. Și pe urmă de-aia s-a împărțit apa asta, o bucată de sat se duce încolo, o parte se duce încoașe. Și-a rămas o părtășică de apă. Da. E, dar ajunge, cred că. Ajunge. Mulțumim Domnului. Dar cum vă spune dumneavoastră? Ana. Ana, și locuiți aici. Ana și mai cum? Stratan. Ana Stratan. Dar în satul ăsta sunt mulți stratani, am înțeles. Da, da. De pildă, Pavel Stratan. Dar ce, la dumneavoastră din sat, Pavel Stratan? Dacă e a treilea casă. Stăți aici, eram. El cânta de mic? El venea aici, la mine. Da? Aici au crescut cu amicul. Sunteți și rude cumva? Cu mătri. Și îi plăcea să cânte de mic? Și îi plăcea de mic. Eu când mă dușem, el era micuț și se legăna și cânta. Mă zic, aici da să și cântăresc. Totul despre viață, că venim, plecăm, orâm, ori iubim. Bună dimineața, hai să șim prieteni, hai să trăim. Totul despre viață, despre ce-am făcut, ori n-am reușit. Bună dimineața pentru cei care nu de mult s-au trezit. Și-o băut și el apă din izvorul ăsta. A, păi, cine bea apă din izvorul ăsta cântă, îmi pare că. Cântă. Dar dumneavoastră cântați? Eu? Da. Sub o sacie pletoasă, Maica Sfântă se opri și cu vocea ei duioasă către sacie vorbi. Sacie, dacă ți-e milă, aplecă-ți crângele jos, ca să fac din ea cu lună pentru Fiul meu Hristos. După ce ne-am potolit setea de cântec și de voie bună, am început să observ tot mai multe în jur.
sunt tare mulți bănuți. Eu îți poate să bag mâna să iau un bănuț. Dacă să... Ia că am ajuns unul. Dar cine aruncă bănuțe ăștia aici? Ei și spun că un bănuț să împlinească câte o dorință. Eu arunc bănuțul înapoi, dar că-i dorința cuiva, da, știți? Da. Iată așa. Apoi am văzut că apa izvorăște dintre niște copaci în grădina cuiva, iar stăpâna casei ne-a însuțit chiar. Dar unii fântână ce e alt izvor? Sau... Da, da. Așa sunt multe izvoare pe... E că la jumătate de metru curat se poate... Dar jumătate limbie și ai apă, dar sunt, nu? Ele trec anume pe ce au drumul lor. Drumul apelor numai decât face tovărășie cu drumeții. Este inclus în traseu și dacă ne uităm la borna care este amplasat aici... La Jgheab. Da, se numește La Jgheab, izvor cu apă bună, 120 de ani, Valea Vinului și este arătat pentru drumeții și pentru bicicliști. Îi poți scana acest cod și le apare pe hartă sau pe telefon, le apare traseul propriu-zis. Da. Am grăbit pasul pentru că descopeream și eu traseul. Mai la deal de izvor mi-a atras atenția o casă albă. În localitate s-a mai păstrat casa Conaca, unuia dintre cei mai înstăriți mazili, Constantin Clemente Stratan, care în anii 1934-1936 a fost primar în sat. În perioada sovietică însă, în această casă a fost centru medical, maternitate, iar destinația i s-a păstrat și până astăzi. Este la fel centru medical. Observăm de la distanță că a fost o casă mare, din piatră albă, cu cerdac și beci sub ea. Să mergem să vedem. Ornamentele vremii s-au păstrat bine la colțuri, deasupra ușii și a ferestrelor. Anexele din curte au fost distruse, iar gospodăria îngrădită cu gard de noiele pe acea vreme se întindea pe un teritoriu mai vast. Pe scările care duc în cerdac s-au păstrat și suporturile pentru flori. Din micul pridvor se deschidea o priveliște frumoasă. Dar am vrut să văd beciul de desubt, care acum e depozit, dar în stare bună. Intrăm în beci de sub casa lui Clemente Stratan. Vedem că e un beci destul de mare. Asta a fost gârliciu. Zice cineva că sunt și lilieci aici, dar nu-i văd. Probabil că lilieci stau pe acolo. Nu vor să ne acorde un interviu. Lilieci. Din aceeași perioadă, cu conacul lui Clemente Stratan, este și o altă clădire. Aici a fost școala primară pe vremea regatului român, în 1936 a fost construită. Am o nostalgie pentru că aici mi-am făcut și eu studiile, în clasele primare, în casa de alături care este. Acolo a fost o casă care a fost un refugiat plecat în 40 în România. Școala dată a fost fără anexă dată. Partea asta, 4 clasă, a fost făcută în 73. Deoarece erau mai mare număr de elevi, am învățat în clasa 1-a, 8-a. Acum, fosta școală e o proprietate privată, dar specificul epocii se observă bine. Ornamentele de la streașină și acoperișul cu cornișe. Omul este sub vremuri, însă face ce îi stă în puteri, evoluând pe spirală, precum a fost și la începuturi. Prima atestare documentară a localității Nișcani din raionul Călăraș este pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun în anul 1432, însă cu denumirea de Hegetiș. Cea de-a doua atestare documentară este pe timpul lui Ștefan cel Mare, anul 1499, iar în acte apare toponimul de Nișcani. Există și o legendă, precum că pe atunci localitatea s-ar fi dezvoltat vizibil, iar cineva o fi exclamat, vrednicia Nișcă Anii, adică Mișcă Anii, de aici și denumirea de Nișcani. Vrednicia localnicilor se evidențiază în ani prin urmele lăsate.
potrivit documentelor, primul care a descălecat pe moșiile nișcanilor a fost hațiul Pitar Stratul, familia Stratan fiind cea mai veche din sat. Din mărturiile sătenilor, aflăm că cei care au donat gospodăria pentru loc de biserică au fost Constantin și Maria Stratan, dar la înălțarea ei au contribuit toți gospodarii. Acum măreția îi se vede de peste tot. Biserica din satul Nișcani, raionul Călăraș, este monument de arhitectură, ocrotit de stat și a fost înălțat în anul 1898 după proiectul arhitectului Alexei Șusev. Lăcașul e zidit din piatră și cărămidă. La temelie este piatra de grez, adusă din ripele din Humărie, iar cărămida a fost arsă în cuptoare după dealul Slujetei, unde pământul e bogat în argilă. Biserica are o lungime de 42 de metri și lățimea de 30 de metri. Este o biserică destul de mare la acea perioadă, cea mai mare biserică din raionul Călăraș. Prezintă interes istoric. Biserica de piatră, finisată în anul 1910, este construită în stil neobizantin, cu iconostasul care a fost făcut la Sankt Petersburg. Iconostasul este făcut la comandă pe cheltuiala actitorilor din sat. Este o adevărată operă, cu icoane aurite, gândite în același ansamblu. Primul preot a fost Ieremia Cecan. Era din Noua Suliță, regiunea Cernăuți, absolvent al seminarului teologic din Chișinău. Este descris ca o persoană curajoasă, dedicată comunității. A inițiat revista Unirea Noastră, implicându-se în rezolvarea problemelor stringente ale vremii. În 1940 a fost arestat de NKVD și executat prin împușcare în 1941 la Chișinău. De numele lui este legată și o legendă. Martorii povesteau că a pus ceasul său de aur la bătaie, promițându-l constructorilor, doar ca aceștia să ridice biserica înaintea celeia care se construia în satul vecin Onișcani. Meșterii, într-adevăr, au terminat primii biserica din piatră albă, care are hramul primului locaș, Sfânta Parascheva. Văd că biserica asta are clopotniță, dar de ce mai există și alta în afara bisericii? Păi, din spusele tatălui meu, în 1940 a fost un cutremur, în urma căruia clopotnița de sus a suferit o fisură. Era posibilitate să cadă clopotele și de aceea a fost coborât în alt loc, într-o clopotniță temporară de lemn. Și așa și au rămas acolo. De lemn, da, au rămas aici până s-au fost deschis în 1989-90. Când a fost redeschis, da? Redeschis, au fost făcute armătură și beton armat. Dar clopotele sunt cele vechi? Cele vechi care au fost coborâte de sus. Și câte clopote sunt acolo? Trebuie uitată, vreo 5-6 clopote. Putem să ne ducem să vedem. Da. În mica clopotniță au încăput clopote mai mari și mai mici. Am ajuns și în clopotniță. Vedem că aici sunt 7 clopote. 7 clopote, da. Și iată, într-adevăr, sunt acele vechi, pentru că văd pe clopotul ăsta scrie Ieremia Cecan, primul preot al acestei biserici. Este făcut în Iaroslav. Eu vreau să aud cum sună. Ceva trebuie să apăs. Da, este. Stați. Hai să-l tragem cu mână. Uite așa. Să strâng și clopotele. Clopotele tot mai răsună ca din cascade desfundate, chemând omul să transforme viața în fapte, iar noi, trezindu-ne, pare că suntem limbi de clopote ce fug pe cadran de lut, asemenea celuia din care ne-am născut.